pe această temă împreună cu colega mea, Camelia Cichi. Bună ziua! Bună ziua, Camelia, bine ai venit! Cum, bine v-am găsit! Cum ai primit această veste? Cum... De-abia am primit-o. Din păcate, da, acum s-a aflat. Nu se știu foarte multe date. În urmă cu două săptămâni, dacă mi-aduc bine aminte, principele Radu, Alteța Sa Regală, ne-a dat de înțeles că și starea reginei Ana este destul de gravă. Știm foarte bine despre acel sincron în care explica Alteța Sa Regală că atât starea de sănătate a regiului Mihai, cât și starea de sănătate a reginei Ana este din ce în ce... se spunea că din ce în ce... Nu, se deteriorează, a folosit acest termen, având în vedere și vârsta înaintată. Știm că regina Ana are probleme de foarte mulți ani, ea n-a mai venit în România, pentru că, deși regele Mihai a venit, ea este... Regina Ana a lipsit de la din ultimii 4-5 ani de la evenimentele regale. Deși vara, cred că ultima vară pe care și-a petrecut-o în România a fost la Săvârșin în 2014, știm că avea probleme, se deplasa foarte greu, avea probleme cu picioarele și nu mai vrea să-l încurce pe majestatea sa, regele Mihai, de aceea nu a venit nici la discursul în Parlament când majestatea sa, regele Mihai, a împlinit 90 de ani.